Salutare tuturor, sunt Cristi și astăzi revin cu cel de-al șaptelea episod, cred, din Hexit. Ultimul episod, sincer, nici nu știu ce mi-a făcut, a trecut destul de mult timp între sesiunile de filmat, să zic așa, stați puțin să închid pe aici ce am de închis și ok. Bun. Să vedem unde sunt și ce fac aici. Sincer, nu mai țin minte ce voiam să fac. Mi-am pus patul probabil ca să dorm. Am fost pe aici, adică am luat tot ce era de luat. Ioi, știi, poate că ar fi fost frumos să mă fi uitat și eu înainte. La episodul trecut să fi văzut ce am făcut, dar da. Cum eu sunt mai special, n-am făcut-o. Bun. Wow, 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 băi, stați așa. Opa, vedem că mor. Bun, trebuie să am grijă la asta că nu prea îmi place cum arată situația. Și încă n-am mâncat suficient cât să mă regenerez, drăguț. Ceva mâncare. Am niște mere. Pâine, bun. Am pâine. Shit. Speram și eu să nu dea. Așa, mănâncă, bun. Acum, sunt aici. Nu, ăsta e butonul. Ăsta e butonul pe care vreau să-l apăs. Sunt aici și vreau să mă duc în biomul de snow, cred. Aici n-am fost. Sau, ba, cred că chiar acolo mă duceam, de fapt. Ok, văd o de-asta. What the fuck is this shit? Mă, asta e ceva, nu? Asta n-am mai văzut. Ok, acolo mergem. Of, în episodul ăsta o să mergem mai departe, nu mai stau să văd ce e prin dungeonul ăsta. Of, doamne. Wow, cum a fost asta? Ok, să mergem la dungeonul ăla să vedem ce e pe acolo. De fapt, stai. Oh. De ce am prăjit charcoal? A, da, că parcă nu mai știam dacă mai am. Da. Ok, hai să luăm astea și am plecat, adică mai am ceva prin chest? Nu mai am nimic prin chest. De fapt, le iau. N-am de ce să nu le iau. Ioi, bă, și se apropie bacul. Voi când o să vedeți clipul ăsta, deși eu îl filmez gen cu ceva timp înainte, cred că o să mai fie ceva gen o săptămână până... o săptămână... nici o lună. Deci, cred că nu o să mai fie nici măcar vreo lună până la bac. Și, oh, doamne, cât de mult aștept să vină bacul, să dau bacul, să iau bacul, să intru la facultate și să stau și eu liniștit, să pot să filmez. Of, să-mi vădă treaba mea. Să pot să ies și eu ca omul, nu să ies, să stau câteva ore, să plec și holy shit. Că e cam ciudat că chestia asta s-a spawnat așa și... O, oh, doamne, cât de fain arată! Oh, wow! Wow! Oh, chiar că wow! S-a spawnat în mijlocul lacului. Oh, da. Oh, da. Și eu am intrat ca naiba pe aici, pe unde am intrat. Bun, l-am aruncat, da. Nu știu dacă pot să sparg la timp asta. Ah. Opa. Opa! Da, bine că e bedrock. Ok, trebuie să găsesc pe unde naibii să intru. Ok? Ok, asta e ceva. Nu, hai mă, intră. Ce e acolo? Oh. Oh. Ok. Aparent sunt în cum se numește, în canal cumva. Chestia e așa de mea și singură. Wow. Și întuneric pe aici.
Ioi, bă, bineînțeles că se spawnează schelete în apă. Că de... Oh, bun, bine că a ratat. Mi se pare că la 1.5 deja erau mai nenorociți ăștia. Oh, doamne. Știi ce? Am plecat, nu mai stau. Mă duc, ies și ies, intru prin altă parte. Eventual, după ce termin de văzut ce e sus, o să vin și aici. Însă până atunci îmi văd de treabă. Așa. Multe spawnere, ce? Numai asta, bă, ok. Ok, ciudat. Să înțeleg că ăsta era un spawner ca lumea, adică spawner în adevărat sens al cuvântului și din cauza dungeonului s-a despawnat ăla. Nu, de fapt nu s-a despawnat, s-a spart cu ferele. Ok. Hai mă. Bun. Ah, doamne. Hai mă! Deci deja devine enervant. Vreau să intru în mama ei de treabă. Ce era așa de mult? Așa. Ok, acum o să intrăm, dacă nu mai... Gata. Căcatul ăsta e foarte troll. Ne, gata, am intrat. Na, ia daci. Mi se cam duce căscuța. Și doamne, prea mult arcaș. De ce am ieșit eu? De fapt, stai că pe aici pot să intru la loc. Oh, uite de asta o masă de enchantment. Ok. Băi, e chiar faină zona, ce să zic. Deci, dar îmi pare rău că nu este spawnat într-o zonă mai bună, că pe aici nu prea pot să stau, dar aș fi stat. Adică dați-vă și voi. Arată chiar fain, e o construcție super. Ioi, bă. Așa. Îmi place că... Oi! Opa! Oh well, asta nu-i drăguț. Prea mulți! Prea mulți! Ioi! Nu văd ce scrie. Scrie ceva acolo. No! Sunt mort. Am murit. Ah, fuck, frate, cum m-au prins. M-au prins urât rău de tot acolo. Bine că am uitat ăsta aici. Patul, doamne ferește. Oi, am nevoie să fac niște mere de aur. Și niște armură mai bună de asemenea. Că asta de pe mine nu prea e bună de nimic. Of. Prea mult. Așa am luat-o. Era să trec pe lângă. Doamne, deci cred că mi-ați fi sărit în cap. De fapt, cred că deja mi-ați sărit în cap când am trecut pe lângă ea prima dată și n-am văzut-o. Mă rog, dacă am apucat să o văd, să intre în cadru. Cred că dacă am apucat să o văd și ați observat-o pe voi înaintea mea, până acum deja m-ați făcut praf. În sensul că deja am comentarii cu așa și opa. What? Necromancer? Ce e asta? No, no, no. O, doamne. Ce-i chestia asta? Am nausea. Mamă, bă. Ce e asta, tată? Cine ești tu și ce faci? Uite, îl văd acolo. E un Steve îmbrăcat ciudat. Și suna zombie.
Mamă, cât de mici dă! Sunt mort, sunt mort. Ok, nu sunt mort. Dar nici mult nu mai am. Ok. Cred că faptul că vin scheleți de ăștia la mine poate să fie salvarea mea. Ok, observ că el îi spawnează. Au! Mă, nu mai cace din ăștia ceva inii. No, aici m-am băgat ca prostul și-am murit. Cel mai pro... Ei, să... Deși atent, chiar am scăpat. Perfect. Mă rog, nu-i chiar perfect că am efectul ăsta de rău. Damage, mă ia și pe mine rău când văd efectul ăsta, sunt serios. N-am niciun mor de aur. Sau cel puțin nu văd. Da, am aur. Câtă viață mai avea? 27. Hai încă câteva. Doamne, nu cred. De ce am făcut asta? Trebuia să nu fi scos aia și să fi lăsat scheletele să se împiedice. Hai mă, să scăpăm naibii. Doamne, ce naibii a dropat ăsta? Cursed Bone, ok, deci am un d-asta blestemat, am niște oase blestemate. Bun, pot să stachez ceva, asta e. Ok, ciudat. Stai că am văzut că scria ceva aici. This castle, this virtual castle, wizard escape, size from Lord Kasha, by the evil necromancer, Markin in 2012. Ok, deci aparent pe ăsta îl cheamă Marfin, sau cum? Markin, ok. Și ceva aici? Oh, shit. Pe aici cobor în... subteran unde fusese mai devreme. Bun, deci acum chestia asta e a mea. Adică... Ioi! Asta e ceva. De fapt, stai. Iau și pe ăsta. Pe aici nimic. Sunt curios unde o duce. Asta e bloc de iron. Asta e ieșirea. Aparent e o ieșire făcută sau ceva. Ciudat, stați așa. Vreau să stachez din lucruri. Ce am pe aici? Am văzut. Ok, nu prea am. Of, măcar pastea pe care le-am, pot să le stachez, nu pot să stachez nimic. Ah, oh, ok. Power 4, nu știu să le simt pe toate astea, pentru că nu prea mă ajut așa de mult. Adică, dacă știți... Ok, am o pâine care lucește. Am și uitat ce făcea pâinea aia. Deci... Dacă știți mod pe cu știți și... Ce, doamne? Iartă-mă, ce? Așa cum știam, dacă știți și mod pe cu, că am fost întrerupt deja de două ore, m-am întrerupt singur. Poți în crafting, nu în crafting, în enchantment să-ți alegi ce să pui, așa că nu-i mare. Brânză ce-am găsit eu. Ok, ce? Nu sunt sigur dacă ar trebui să fac asta, dar... Dirt. Doar niște mâncare.
Atât. Sunt curios ce se întâmplă dacă am spart torțele astea. Știi, și gen acum s-auzi BUM să fiu mort. Imposibil nu e. Am mai pățit-o. De fapt, asta e. Ok. Ah, well, why not? Stai să vedem. Le punem la loc. What? Ok. Aparent chiar a bubuit ceva. Hookshot, Hexical Essence. Oh, perfect. Mie-mi convine. Nu știu ce am făcut. Dar de fapt asta e. Că tot e acum scoasă chestia aia, hai să vedem ce e pe acolo, pe sus. Pe bune, bine că m-am uitat, doamne. Nimă că mai sunt și eu din când în când inspirat. Uite-te și tu, încă un dăsta mare, perfect. De fapt, încă multe chestii. Asta-i, poate pot coboră cumva pe aici. Hai că pot. Ai, credeam că-s mort, sincer. Mai asta e, n-am niște redstone pe aici. Ok, am 9 bucăți. Nu știu, mă tentează să pun niște redstone torciuri pe aici să văd, poate. Ok, nimic interesant. De fapt, da, trebuia să mă fi gândit că doar cu una și le activez pe toate. Ok, și asta e tot. Ok, asta e tot. Mă, zona arată bine. Clar nu o să regret că am venit aici și am luat aia. Uitați-vă și voi, o groază de astea acum. Ah, da, corect. Deci vreau să încerc pe cineva asta, dar nu știu dacă am pe cine. Hai să plecăm de aici. Să mergem în partea aia la zăpadă unde ziceam eu că vreau să mă duc. Mă, dungeonul ăsta a fost micuț, dar a fost fain. Îmi pare rău totuși că a trebuit să mor acolo prima dată. Pentru că probabil că atunci când am murit au dispărut ăia și nu prea... Asta e că m-am dus în partea greșită oricum. E și întuneric aproape, adică e aproape noapte. Bine, nu că e aproape noapte, cam e noapte. Mai e puțin și aia. Așa. Trebuie să mă duc să încerc să dorm totuși. Sau să mă duc direct. Nu, mă duc și mă culc. Ok, aici o colez degeaba asta. Mai asta e, n-aveam eu un hookshot. Bun. Wow. Stai, unde ăla micuț? Oh well. Dacă dă loc. Sunt un fel de mini Spider-Man. Bine, eram obișnuit cu ăla care... Cum să... Așa. Bine, nu pot să mor pe aici. Ah. Perfect. Așa, hai la somnic. Și de fapt, hai că închei aici și acest episod. Am vizitat un dungeon. Data viitoare o să mă duc în partea aia la zăpadă să văd ce e. Însă până atunci am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Până de viitoare. Bye bye.